Bine ați venit. În clipul de astăzi vom discuta despre factor comun și despre precipitații. Precipitațiile atmosferice reprezintă orice formă de apă care cade din atmosferă pe pământ. Ele se deosebesc în funcție de starea în care se află: solidă sau lichidă și prin dimensiunea particulelor. Ploaia este o precipitație atmosferică sub formă de picături de apă provenite din condensarea vaporilor din atmosferă. Zăpada este o formă particulară de ploaie, particulele de apă fiind înghețate. Fulgii de zăpadă trec prin diferite condiții atmosferice înainte de a ajunge pe pământ, iar un singur fulg de nea poate fi alcătuit din 2 până la 200 de cristale fine de gheață. Grindina este o formă de precipitații, particulele de apă fiind sub formă de gheață. Aceste particule au o formă neregulată, având dimensiuni cuprinse între 5 și 50 de milimetri. Grindina este produsă doar de norii cu mulonimbus. Roa este o formă de precipitații și se formează în nopțile de vară la atingerea vaporilor de aer cu corpurile reci de pe pământ. Lapovița este zăpada care se topește pe parcursul căderii ei pe pământ, aerul având o temperatură ce favorizează topirea parțială a fulgilor. De aceea, lapovița este un amestec de ploaie și ninsoare. Chiciura este o formă de precipitații produsă prin condensarea ceții pe fulgi de zăpadă. Virga este o formă de precipitații caracterizată de picături de apă care cad sub forma unor fâșii, evaporându-se până ajung pe pământ. Acest fenomen se întâlnește de obicei în zonele montane. Într-o lună de toamnă ploioasă, un magazin a vândut 28 de umbrele albastre la prețul de 25 de lei bucata și 25 de umbrele galbene la prețul de 32 de lei bucata. Determinați cât mai rapid suma încasată de magazin din vânzarea umbrelelor. Haideți să vedem. Avem 28 de umbrele la prețul de 25 de lei bucata. Asta înseamnă că pentru a afla suma încasată vom calcula 28 ori 25 iar apoi avem 25 de umbrele galbene la prețul de 32 de lei bucata și vom avea 25 ori 32. Și cum putem oare proceda pentru a calcula foarte rapid suma încasată? Observăm că avem un factor comun. Mai precis, 25 este factorul nostru comun, așa că haideți să scoatem factorul comun, 25, și vom avea 25 ori din primul produs, pentru că l-am scos pe 25 în factor, vom rămâne cu 28, iar din următorul produs, pentru că l-am scos pe 25 în factor, vom rămâne cu 32. Așadar, vom avea 25 ori, efectuăm această adunare, și 28 plus 32 înseamnă 60. Și acum această înmulțire este extrem de simplă. Putem să calculăm doar 25 ori 6. 6 ori 5 este 30, 0 scriem, 3 reținem. 6 ori 2, 12 și cu 3, 15. Așa că vom avea 150 și nu uităm de acest 0. Și în concluzie observăm că suma încasată a fost de 1500 de lei. Haideți să mergem mai departe. În tabelul de mai jos sunt înregistrate vânzările din luna decembrie la telecabina Bușteni Babele. Determinat suma totală încasată. Pe prima coloană avem tipul biletului, apoi pe a doua coloană avem prețul unui bilet și pe ultima coloană avem numărul de bilete vândute. Haideți să vedem. Un bilet pe un singur sens pentru adulți costă 96 de lei și au fost vândute 125 de bucăți, Apoi, un bilet pe un singur sens pentru copii costă 75 de lei și au fost vândute 170 de bilete. Un bilet dus întors pentru adulți costă 170 de lei și au fost vândute 75 de astfel de bilete. Și un bilet dus întors pentru copii costă 125 de lei și au fost vândute 74 de bilete. Haideți să aflăm suma totală încasată. Avem 96. Ori 125 pentru că au fost vândute 125 de bilete cu prețul de 96 de lei. Apoi 75 ori 170 plus 170 ori 75 plus 125 ori 74. Și haideți să vedem cum putem calcula mai ușor suma totală încasată. Să vedem factorii comuni care se ascund. Observăm că avem 125 în primul produs și în ultimul. Asta înseamnă că vom putea să scoatem 125 în factor comun. Și apoi observăm că avem 75 ori 170 și chiar 75 ori 170 din nou. Asta înseamnă că vom grupa astfel încât vom calcula mai ușor. Putem să dăm factor comun 125 pe lângă 96 plus din ultimul produs rămânem cu 74. Iar de aici, dacă avem 75 ori 170 plus încă 75 ori 170, pentru că înmulțirea este comutativă, de fapt avem 2 de 75 ori 170. Și acum avem 125 ori, putem să facem aceste operații, în paranteză, 96 plus 74 este 170, iar 2 ori 75 înseamnă 150 și rămânem cu 150 ori 170. Și observăm un nou factor comun. Factorul comun de această dată este 170, așa că vom avea 170 pe lângă, din primul produs rămânem cu 125, iar din ultimul cu 150, Așadar vom avea 170 ori, dacă vom efectua această adunare, 125 plus 150 înseamnă 275. Și haideți să calculăm cât este 170 ori 275. Putem să calculăm doar 17 ori 275 și adăugăm în 0. Și vom avea 7 ori 5 este 35, 5 scriem, 3 reținem. 7 ori 7 este 49, 49 plus 3 înseamnă 52, 2 scriem, 5 reținem, 7 ori 2 este 14 și cu 5, 19, apoi la înmulțirea cu 1 vom avea 5, 7 și 2 și vom obține 5, apoi 2 plus 5 este 7, 9 plus 7 este 16, 1 reținem, 2 plus 1 Plus încă 1, 1 înseamnă 4, așa că haideți să scriem rezultatul și nu uităm de acel 0. Asta înseamnă că suma încasată a fost de 46750 de lei. Haideți să mergem mai departe. Trebuie să calculăm folosind scoaterea unui factor comun. Să începem cu punctul A, unde avem 6017 ori 584 minus 83 ori 6017 minus 6017. Se observă că factorul comun este 6017. Și pentru a scoate un comun, haideți să vedem cum îl putem scrie pe 6.017 ca un produs, pentru că el este singur. Dar ne putem imagina că el este înmulțit cu 1 și asta ne ajută în scoaterea corectă a factorului comun. Așa că vom avea 6017 ori din primul produs rămânem cu 584 minus din următorul produs cu 83 și din ultimul rămânem cu 1. Mare atenție! Folosiți-vă de acest 1 pentru că în felul acesta veți scoate factorul comun corect. Tentația este să spuneți că din ultimul termen, dacă nu l-aș fi scris pe acel 1, nu mai rămâne nimic, pentru că l-am scos pe 6017 în factor comun. Însă el este înmulțit cu 1. Asta înseamnă că ne va rămâne acest 1 în paranteză. Haideți să efectuăm acum scăderea și vom avea 6017 ori 501 minus 1. Asta înseamnă că vom obține 6017 ori 500 și vom calcula 6017 ori 5 și la final adăugăm 2 de 0. Avem 5 ori 7, 35, 5 scriem, 3 reținem, 5 ori 1 este 5 plus 3, 8, 5 ori 0 este 0 și 5 ori 6 este 30. Așa că avem, nu uităm de cei 2 de 0, iar rezultatul este 3.8500. Haideți să mergem mai departe la punctul B, unde avem 2 la puterea a patra plus 2 la 5 a minus 2 la puterea a, 3 a Și trebuie să calculăm folosind scoaterea unui factor comun, nu calculul cu care voi sunteți obișnuiți, poate. Haideți să ne gândim, cine ar fi un factor comun? Cum putem noi să scriem aceste numere cu ajutorul acelui număr care ne va ajuta să calculăm mai repede? Ne putem gândi la faptul că toate puterile pot fi scrise în funcție de 2 la 3. Pentru că 2 la 4 înseamnă de fapt 2 la 3 ori 2 la puterea 1. 2 la puterea 3 ori 2 la 1, dacă vă gândiți că adunați exponenți, înseamnă exact 2 la 4. Mai departe, pe 2 la 5, ar putem scrie în funcție de 2 la 3 ca 2 la 3 ori 2 la puterea a doua. Iar pe acest 2 la treia îl putem scrie ca 2 la a 3 ori 1. Și atunci se observă că factorul comun este 2 la puterea a 3. -a. Așa că vom avea 2 la a 3, -a. pe lângă din primul produs rămânem cu 2 la puterea 1, care înseamnă 2, din următorul produs, pentru că îl scoatem un factor comun pe 2 la a 3, -a, rămânem cu 2 la a 2, adică 4, iar din ultimul produs rămânem cu 1. Așa că vom avea 2 la 3 -a, ori 6 minus 1, asta înseamnă 2 la 3 -a, ori 5, iar 2 la 3 -a este 8, și 8 ori 5 înseamnă 40. În concluzie, dacă aveți o sumă sau o diferență de puteri, luați puterea cea mai mică și încercați să scrieți toate puterile în funcție de acel număr. Haideți să mergem la punctul C, unde avem 3 la puterea 29. Minus 3 la puterea 27, plus 3 la puterea 26. Puterea cea mai mică este 26. Asta înseamnă că pe toate le vom scrie în funcție de 3 la 26. Și avem așa: 3 la 26 și în completare avem 3 la puterea A3 a 3. Gândiți-vă atunci când faceți proba să obțineți puterea de la care ați plecat. Mai departe avem 3 la 26. Ori, din 3 la 27, dacă am folosit 3 la 26, ne rămâne 3 la puterea 1, și pe 3 la 26 îl putem scrie ca 3 la 26, ori 1. Așa că se observă că factorul comun este 3 la 26 și vom avea 3 la 26 ori din primul produs. Vom rămâne cu 3 la 3, -a, adică 27 din următorul produs. Îl scoatem un factor comun pe 3 la puterea 26 și rămânem cu 3 la 1, adică 3, iar din ultimul produs vom rămâne cu 1. Așa că vom avea 3 la puterea 26 ori 27 minus 3 este 24 plus 1 și în final rezultatul este 3 la puterea 26 ori 25 și acesta este rezultatul. Nu vom calcula 3 la puterea 26. Și în final, Știați că pentru a vedea un curcubeu trebuie să fii poziționat între soare și picăturile de apă? De aceea, fenomenul se produce fie dimineața, fie după amiaza, după ploaie. Curcubeul se manifestă prin apariția unui spectru colorat pe cer atunci când lumina soarelui se refractă în picăturile de apă. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi, calculând folosind scoaterea unui factor comun. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.